Salutare pariori! Pentru începutul acestei săptămâni, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să le vedem! Getafe Sevilla. David Chirilă spune că Sevilla are un avantaj moral față de Getafe, reușind să câștige fără gol primit în fiecare din ultimele 4 întâlniri directe. Mai mult decât atât, cei de la Sevilla au un lot superior, iar în prima etapă au reușit să câștige cu scorul de 3-0 în fața lui Rayo, în timp ce Getafe a pierdut cu scorul de 1-0 în deplasarea de la Valencia. Prin urmare, tipsterul nostru consideră că Sevilla este favorită clară și recomandă pariul pe victoria acesteia cu returnare de miză în cazul unui rezultat de egalitate. West Ham-Leicester. Ambele formații au atacuri de calitate, așa că Radu Oprea se așteaptă la un adevărat spectacol. Cele două echipe au reușit să obțină toate cele 3 puncte în prima etapă. Acestea practică un fotbal ofensiv și ținând cont că în fiecare din ultimele 5 întâlniri directe s-au produs cel puțin 3 goluri, tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și recomandă pariul de peste 2,5 goluri. Cârstea Martincova. Sorana Cârstea nu și-a confirmat până acum forma bună avută pe iarbă. Aceasta s-a oprit în turul 2 la Montreal și în primul tur la Cincinnati, unde a fost eliminată de finalista Teichmann. Tipsterul Adrian spune că după ce a văzut parcursul lui Teichmann, nu știe dacă Sorana a jucat slab sau pur și simplu a întâlnit o adversară în formă mare. De cealaltă parte, Martincova a fost învinsă în calificările de la Cincinnati de Gabriela Ruse și astfel a arătat că nu traversează o formă strălucită. În opinia tipsterului nostru, Sorana Cârstea este favorită, așa că mizează cu încredere pe victoria româncei. FCSB Sepsi. BMG crede că venirea lui Edi Iordănescu pe banca FCSB-ului se va simți încă de la primul meci. Este de așteptat ca gruparea bucureșteană să fie mult mai organizată și motivată și ținând cont că are la dispoziție jucători valoroși, iar Sepsi traversează o formă slabă, pronosticul tipsterului nostru este 1x și peste 1,5 goluri. Marcos Giron Facundo Bagnis. După ce a pierdut în primul tur la Cincinnati, Marcos Giron este considerat favorit în confruntarea cu argentinianul Bagnis, un jucător care evoluează foarte puțin pe alte suprafețe în afara zgurei. În ultimele 6 luni, singurul meci disputat de Bagnis pe suprafața hard a fost la Olimpiadă, pierzând și confirmând încă o dată că suprafețele rapide îl dezavantajează complet. Așadar, Tenis Tipster 92 consideră că Marcos Giron are șansa de a obține o victorie facilă, iar pronosticul său este că Giron se va impune în minimul de seturi. Wade ne aduce în atenție meciul de pregătire din NFL dintre New Orleans Saints și Jacksonville Jaguars. Cele două echipe au obiective diferite în acest sezon, însă acest lucru contează mai puțin în meciurile de antrenament, deoarece majoritatea echipelor folosesc titularii de bază doar un sfert sau maxim o repriză. Prin urmare, este posibil să vedem o mică surpriză sau cel puțin un meci mai echilibrat decât o arată cotele, așa că tipsterul nostru mizează pe pariul de tip handicap Jaguars plus 7,5 puncte. Pentru mai multe pronosticuri, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.